trei zile au mai rămas până când tabăra internațională de pictură Lucian Grigorescu din Megidiaș va deschide porțile pentru a-i primi pe cei 14 artiști plastici care participă anul acesta. Cea de-a 12-a ediție va fi la fel ca în ultimii ani, o ediție multiculturală cu artiști care provin din 9 țări de pe 3 continente. An de an, tabăra de pictură îi găzduiește pentru o săptămână pe unii dintre cei mai buni artiști plastici contemporani. La ediția de anul acesta vor participa 14 artiști plastici, alături de care va fi și criticul de artă Alice Dinculescu. Anul acesta avem artiști din Qatar. Avem un artist foarte interesant din Qatar, un domn destul de în vârstă, care e unul din artiștii reprezentativi în arta din Orientul Mijlociu. Se numește Hassan Al-Mula Al-Mula. Va fi foarte interesant. Da. Dânsul este de altfel primul care va sosi la Megidia. Deci avem artiști din Qatar, din Egipt, din Irak, din Cipru de Nord, din Turcia, din Germania, din Belarus, din Bulgaria și din România. Nu știu, cred că am spus 10 cu toții. Nu i-am numărat. Da, sunt două artiste din Minsk, din Republica Belarus, un artist din Germania, o artistă din Egipt. Va fi o tabără extrem de internațională, ca să spun așa, și foarte, foarte greu de panotat în final. După sosirea la Medgidia, pictorii vor pleca într-o excursie de documentare, iar luni, 3 august, de la ora 11, în sala de ședințe a primăriei, va avea loc conferința de presă de deschidere a evenimentului. Astfel, de luni după amiază, ușile atelierului în care artiștii creează se vor deschide pentru toți cei interesați să vadă artiștii la lucru. Multiculturalitatea ediției de anul acesta, valoarea artiștilor, precum și frumusețea peisajelor din Dobrogea și din România, sunt cu siguranță elementele care garantează succesul taberei și al vernisajului, care va avea loc în data de 8 august la ora 18 în foaierul Casei de Cultură a Sindicatelor Lucian Grigorescu din Medgidia.